Salutare, prieteni! Am revenit și eu pe canalul meu, Bubu Max. Ia uitați, prieteni, mai întâi vreau să încep. Dar ce curățenie am făcut fetele după vijulie, că a fost atunci. Ia uitați ce curățenie ce au făcut fetele de azi dimineață. Uite ce frumos! Ia uite! Toată casa! Haideți în spate, prieteni, să vedem ce spune lumina. Mai avem curtea. Prieteni, câmpiana e supărată, nu știu, să vedeți acum. Ia. Cine e aici? Lumina? Ce faci, Lumina? Lasă-mă că dau cu televizorul, băi! Păi? Îl pui acolo? Zgârie aia, lasă la mine, că oricum mai începe meciul și îl mai pun televizorul. Dar cum să nu las, mă, aici? Unde e marketa? Să mergem la ea. Du-te. Cu subiectul de ieri am zis să arăt poze. Cum era campiana mea. Am promis la prieteni. Hai, mergem la ea. Du-te, lasă-l aici. Lasă lumina televizorul, lasă-l așa. Las că pun eu alea, las că nu e bine. Multe comentarii am primit, Lumina. Ai. Trebuie să vedem. Au! Legat de am zis că te-am logodit. Așa. Multă lume au zis că să-ți fie de bine, tu știi, Lumina. Domnule. Unii au zis că nu e bine ce faci, Max, că ți-l dai forțat. Păi nu forțat. Dar e și Lumina de acord. Până la urmă, ce vrei să facă? Păi nu trebuie să ia, uite, ia uite. Păi de ce râzi? Nu mai râde, că vreau să vorbim aici. Au, trebuie să stau și eu aici în jos. Ia treci, să vorbim. Ce azi, mai trebuie, murim aici de cald, de aici e cald rău. E cald? Prieteni, și Lumina este de acord că până la urmă ce să facem? E un băiat fain, cred că l-ați văzut. Este vorba de când știu eu pe Ștefi Bos. Și eu de mult îl simpatizez pe băiatul ăsta că e ok. E un băiat bun, sufletist. Adică de fapt din toate punctele de vedere. Nu este nici foarte bătrân. Este cu 2-3 ani mai mare ca ea, are 33 de ani. Doar că este el puțin mai așa, mai plinuț, dar băiatul este ok. Și a făcut și el operația, cum vreau să fac eu lui Câmpeana, operația în Turcia. Și o să vedeți după aia, prieteni, cum. Dar Lumina l-acceptă. Știu eu, am vorbit eu cu ea. Dar este rușine să spună ea. Am stabilit, am zis că o să vină băieții, o să facem un chef. Ce-ai? Uite, 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 uite. Ce-ai? Ce? N-am treabă cu tine, cum pe anul? Cu Lumina. Ce? De ce? Nu știu că e supărat, auzi că nu-i necurcă nunta. Acum nu mai vrea ea! Cum? Tu te dracu cu nunta ta. Să te ia. Să știi că s-a ales praful de ea, dacă să mă duc dracu, e cu da, nuntă. Păi stai mă, Câmpeană, puțin. Du-te, lasă-mă, acum să mănânc bine. Nu e ea, prieten, vedeți? Acum e de acord Lumina și... Uite, de dimineață, nu-și face nici. Nu mănâncă. Lasă-mă în celul bine. S-a ales praful de voi. Nu s-a ales. Ia uite.
Nu ce ai? M-ai blestemat! Bă, ce tu tare, dar de ce, ce, de ce faci așa? Păi nu vreau, da. Eu, sărăcie, eu... Eudă! Lasă-mă, lasă-mă, Eudă, lasă-mă. La ce pus camera din mine? Cum am mine? Cum, acum nu mai e ea de acord? De ce? N-am zis odată că... Nu, sunt așa de la maică. Unde? La maică. Du-o acolo să stea 2-3 zile. Vine și el. Oricum, vin băieții sâmbătă să ne aducă o oaie. Ha? O oaie, un porc. Două butoaie de mere. Nici asta nu știa. Așa? Au zis băieții, am vorbit cu ei aseară pe Facebook, în grup. Așa? Cu Vali, adică Vali îl cheamă prieten, să știți, el e Ștefi Bos pe... Ștefi Bos pe... Păi e sâmbătă, e ziua lui Leonardo. Oh, sâmbătă. Și atunci cum fac? Spun să vină duminică. A rămas lui Benița, uite, ia uite să mănânc eu. Ia uite, mâncai aia pe pene. Și că mănânc eu când te nu poți ia ca uite. Mulțumesc, mă doare capul. Stai puțin. Ce-i? Stai jos puțin. Să-l amărăm să vorbești cu prietenii. Zic că stau aici. Păi de ce aici? Ca să vadă numai. Nu, mai mă dore cap. Ce ești cu alea? Mamă! Hm? Vorbesc aici. Atunci nu chem băieții să vină. Au zis, fii atent, ei așteaptă vorbă. Aha. De la tine. Să dai tu ok-ul, că au zis că ești destul de mare, să aprob tu. Că și ei au văzut că nu vrei, că nu știu cum, dar vor să audă din gura ta și atunci băieții vin aici, mâncăm, bem și gata. Și dacă mâncăm oaia, bem, mâncăm și după aia refuză mare ceva. Cum să refuzi? Mâncăm și noi oaia și gata. Nu, nu merge. Noi luminăm... Trebuie să ne ținem de cuvânt. Tatăl tău, da. Ce spune aia e. Eu zic că băiatul e ok. Ai văzut și tu. Am fost cu el la ieri, la Slatina, am mâncat pizza. Am mâncat paste carbonara, așa am... Și nu, deci băiatul tot timpul e ok. E zâmbăreț, e glumeț, e tot ce vrei. Dar e rușinos. Și el zice, păi, dacă vrea lumina, normal că el vrea. Acum ce zici tu? Vedem. Cum i-a zis Florin, frate meu. Adu-mă să mâncăm, să bem, îți dăm vorbă și stabilim data anunții peste o lună, două și gata. Tu cum vrei să vii, mâncăm, bem duminică și să o iei repede. Lasă mai crească. Dacă bine a zis Florin. Să mai crească mireasa. Așa a zis. Dăm o șerbeță de bără. A zis Florin, mâncăm, bem, i-a zis și lui Bobo. Vii, mâncăm, bem și îți dăm vorbă. Și vedem când stabilim nunta. Da. Mâncăm, adică arvuneala, cum e la noi. Nu înțeleg, la toamnă să fac. Că și vrei la toamnă, uite aici ce păr de la câini. Nu știu. N-am șters masa mai... Pe și de unde e părul ăsta? Uite, erau două, trei astea de câini. Pe de unde să știu. Bate și vântul. Până acum a plouat. Fii atent cum facem atunci, că eu am fost prieten cu Florin iar la terapie. Așa. La Craiova. Vorbesc diseară cu ei. Cu Bobo și cu Vali. Stabilim, nu sâmbătă de ziua lui Leonardo. Și duminică să vină băieți să mâncăm, să bem. Și stabilim peste o lună, două, la sfârșitul lui august. Până atunci îți pregătesc și eu o zestre mică acolo. Că așa e frumos, orice părinte trebuie să dea ceva la copii.
că i-a mai dat înainte și dacă s-a dus totul de râpă, îi mai dau din nou. Îi dau și eu acolo ce pot. O mobilă, un pat, ce se dă, niște gălbenuși. Gălbenuși? Da. De care gălbenuși? De ouă. De la găină? Da. Oh. De unde galben? Gălbenuși. Îți dau și eu acolo niște galbeni, pe bune, că trebuie să-i dau, să-i pun ceva. Păi, fii atent, tu când mai pleci, că așa am nu se poate. Păi ce l-au văzut prietenii? 2 minute acolo pe vlog? Așa. Serios acum vorbesc, să mai vadă și prietenii, că n-ai văzut și multe doamne, ne cer părerea. Pe TikTok, Ștefi. Când mai pleci, mai filmezi, mai fai vloguri, să-l vadă și lumea. Păi las că vine el duminică, bă. Știi că a mai fost el, a, vezi? Ce? Acum am început cu tine. De ce? Mai ții minte că el era la Timișoara, venea și a zis, mec, vreau să trec la tine și a trecut la 1:30 noaptea. Așa. A trecut și tu nu dormeai, tu erai sus la etaj și am trimis pe Modena după tine și n-ai vrut să cobor. Și eu am zis că dori, vezi? Trebuia să cobor și tu. Am tăiat o rânză atunci, am mâncat, oamenii au băut o cafea, un suc și au plecat. Aha. Uite, o să-l chem, o să vin acum duminică. Și o să-l vadă și prietenii, dar prietenii, ce să zic eu, prietenii, voi nu cunoașteți, e un băiat care îl știe. Pe aia să-l mai cunoască lumea, să vadă cum e. Nu, lumina, deci trebuie tu alegi, nu lumea. La prietenii noștri doar le arătăm, pentru că sunt prietenii noștri care ne urmăresc, dar decizia tu o iei, nici eu, nici prietenii, decât tu. Dacă tu ești de acord, spune-mi atunci. Și o să vină băieții, mâncăm, bem aici o ladă de bere, mâncăm și noi un grătar și aia e. Ce trebuie? Să facem cheltuieli mari? Că glumim prieteni nonți, pe ce lumina se mai mărită? Vine omul, mâncăm aici un grătar și a plecat lumina și la revedere. Are prieteni, nu, vă spun sincer, acum, deci chiar de bune, fără băză, fără glume. Acum că mai glumim, dar chiar băiatul este foarte ok din toate punctele de vedere. E un băiat, o voce caldă, sufletist, bun, are de toate, nu se pune... Contează și asta, unii spun că nu contează banii și bogăția. Ba, să știți că contează omul, dar contează și asta, pentru că toți alergăm și muncim pentru bani. Că pentru bani, dacă nu ai în buzunar și nu poți să-ți permiți, nu poți să mănânci o înghețată, nu poți să te duci într-un concediu, nu poți să-ți oferi o mașină, un concediu sau ceva. M-ați văzut cum e. Fără bani nu putem trăi. Dar băiatul este ok. Ce faci tu vlogul mine? Păi de ce să nu fac? Auzi, dar vine lângă mine. Păi filmezi de aici, așa, să filmezi pe tine, ce zici acolo, despre nuntă. Dar, uite, stai să-i explic la oameni și după aia... dai și tu o vorbă, îi transmiști tu ceva, cum ți-a zis el, ai văzut, el ți-a zis la mulți ani lumina. Uh-huh. Pentru că ce să zic, e rușinos și el, și el știe. Păi normal, nu e obișnuit cu vloguri, cu alea. Așteaptă, păi e rușinos, mai ales pe vloguri, știe că ne facem vloguri, dar așteaptă o vorbă de la tine și atunci băiatul ok, într-o lună, două, care trebuie. Iar o să moare. Se oprește de iar, iar întoarce. Of, doamne. Uite, am oprit eu vlogul meu, ca să faci tu vizări acum. Vezi? Da, prieteni. Asta ziceam, pentru că o să-i dea și lumina o vorbă să-i spună. Și într-o lună, două, până în august, ca acum, pe căldurile astea, îi dăm o vorbă așa cum se face la noi, o vorbă bună și după aia ne pregătim și noi ca să-i pun și eu o osă albă, să-i dau și eu un pat, să-i dau și eu nu știu ce, o mobilă sau poate că trebuie să-i dau mai bine și o cheie, adică o cheie, o mașină. Pentru că lumina, da bine, are lumină, mașini, are de toate. Are geleu, ultimul tip. Geleu de 100.000 de euro. Are... 3 dube Mercedes Sprinter, că eu cu asta, dubele îi fac bani și îi produc bani. Are omul depozit. Are depozit și cu dubele care materiale și face treabă. De ce nu te duci tu la el să faci un vlog la depozit acolo? O să merg și ia. O să vezi.
Are, fii atent, are un Mercedes care a vrut să ți-l dea ție, un Mercedes, eu ca alu Dănuț. Păi tot a zis și eu, n-am mai numit. Păi dar ce, dacă tu tot nu vorbești cu el și el, l-ai blocat pe TikTok. Da, uite, las că o să merg eu la el și o să arăt. Să vezi, a zis că mașina aia a vrut să ți-o trimită, e din Germania, un eu. A băgat-o la vânzare, 4.000 de euro. A vrut să ți-o dea ție, dacă tu nu mai vorbi cu el, nu. Nu asta contează. Dar el s-a oferit cu un cadou. Are 3 dube. Are, ce mai are? Are Skoda, Skoda, superb, Skoda, are multe mașini. Vreau să zic și asta de mașini, de pozi, de materiale. Are de toate. Și un băiat cu o voce caldă, care este foarte calm, foarte înțelegător și e și simpatic. L-ați văzut. Deschis. Eu sunt de acord. Lumina, în orașul ăsta, în Strehaia, e un oraș foarte mic și e un oraș care este, nu știu cum să zic, că nu vreau să mai numesc, că toți suntem, nu toți de aici suntem oameni. Dar acolo e un oraș foarte mic. Păi zi unde stă? La Slatina. Dacă auzi lumea, Slatina e oraș mare. Slatina e un oraș care poți să faci nu multe. Nu stă acolo, la unde? La Drăgănești? Nu, la Slatina, acolo, aproape de Slatina, ce? 5 km. Nu, la Drăgănești. Da, mă, acolo, aproape, la Slatina, e cât are? 10 km. Dar într-un oraș de ala mare, cum e Slatina, poți să faci multe. E un oraș care se fac bani. În orașul nostru ce poți să faci? Nu poți să deschizi un magazin, că nu merge. Dai faliment în 3 luni. Acolo poți să deschizi o afacere, dar are el afacere, are de toate. Un oraș care ai ce să vezi, să te plimbi. Zic că omul are și doi băieți, tot ca și mine, cine e, Pana. Ia ce mi-a dus Pana, ia țineți telefonul. Te cheamă un băiat, ce se aduce? Mi-a dus pe rând. Vino încoa, Pana! Zic că e pe vlog. Da, prieteni, asta spunem, pentru că... vine Pana. Deschide! Uite, îi dă veste lumina lui Pana că... ai auzit și tu de măritiș! Ia uite și ea e cu o telefonul acolo. Da, să nu spui că ai auzit și tu că am tomnit-o. Am logodit-o. Să spun sincer, n-am auzit. Eu am venit că a cerut doamna câmpeana porum. Așa? Și am adus porum verde. Mulțumim frumos. Uite, mamă. Am văzut pe vlog. Uite, Pana, prietena noastră, ce la festivale porumb și mi-a cerut porumb. Păi de ce? A cerut câmpeana? Da. Doamne ferește. Păi de ce a cerut, mă, câmpeana? Să nu fie ea, să nu fie ea, de cum? De ce cere ea porumb? Păi nu știu, dar de ce cere ea porumb? Ne întreb pe noi, nu știm ce ați făcut voi. Stai, doamne, să-ți fac o cafea. Uite, mă, doamne, ferește, eu știu ce face câmpeana, nu fie ea însărcinată. Mă pun așa, hai, mă pun așa. Cum adică de pui nașă? Ei. Doamne, Dumnezeu. Dacă tu zici o fi ceva... Uite ce porumb ne-a adus Pana, îți mulțumim frumos. Doar apa de peste, știi, fierbe două. Ia strigă o lumină pe maică-ta și să-mi trebuie Pana, dar de ce ai cerut tu porumb? Ce ai? Să-mi întreb tu ea. Tot se ceartă cu mine, că nu știu. Nu e de acord cu mine. Nu e de acord, nu, că nu că nu e de acord. Mă ceartă ea pe mine. Ștefi Bos. Cine era? Aoleu, de ajuns lumină. Păi la Slatina, cum nu știi pe Ștefi Bos? Alu Tanța. Postul. Hai zi tu, ce băiat e ăla? Ce n-are ăla și ce băiat e? Nu l-am văzut, n-am
n-am vorbit niciodată cu el, nu. Am mâncat cu el, am băut, cum? Și acolo departe, nu. La Slatina, 150 de kilometri. Nu, Lumina, eu nu vreau acolo. Păi de ce? Și ce, la cine în Strehaia? Ce are în Strehaia? Fata noastră frumoasă, să o dăm în alte oraș. Ba, e bine acolo. Eu n-am acceptat. Ba, da, are de toate, are depozit acolo. Are. Hai, nu mai spuneți, nu. Nu mai spuneți, nu, că e, sunt de acord, e și Lumina de acord. Bă, nu am zis, n-am bătut cuiu. Ba, da, ba, da. Vrei Lumina? Mă, cum să nu? Zi tu ce n-are omul ăla. Vine o, vine, fii atent, vine duminică, mâncăm, bem, facem un grătar. Ne aduce o oaie. A, ne aduce un porc, două butoaie de bere, mâncăm, bem duminică, nu sâmbătă, că e ziua lui Leonardo. Nu, mâncăm, bem duminică și dăm vorbă și o dăm în, la sfârșitul lui august, la toamnă. Așa se face. Păi, nu așa? Păi, repede, acum am zis că într-o lună, două, trebuie să-i pun și eu o salbă, trebuie să-i cumpăr mobilă alea, păi cum o dau așa, pe, cu mâna goală? O dau cu mâinile în buzunar, trebuie să mai crească fata, că e mică. Glumesc cu asta, prieteni, dar pe bune, așa e la noi, trebuie să-i dau ceva. Trebuie, la noi așa e, să-i dai zestrea ei, normal cum să dă la noi. La noi nu se dau fetele cu mâna goală. Ia și duce, gata. Trebuie să-i dea galben, să-i dea mobil, să-i dea cum să dă. Da, lasă, mă, că nu se mai dă acum. Păi trebuie, o iau de la zero, că ce, i-a mai dat odată. A plecat cu mâine în buzunar, acum trebuie să-i cumpăr altele, nu? Da, așa. Păi, cum așa? Așa, așa e. Nu mai trebuie ca la poate le așa pe ăla bogat și nu-i trebuie. Păi are omul, a zis că nu-i trebuie nimic, dar nu poate e frumos din partea mea. Își cumpără și ea. Bani de pe rog. Da, fac rog. Păi da, tu ești o fată care produci bani și faci bani pe TikTok. Mai cu depozitul lui, păi faceți 20.000 de euro pe lună. Păi tu împreună cu el faceți 20.000, 30.000 de euro pe lună. Păi cu depozitul lui merge. Păi găsesc eu. Mai e un băiat acolo. Eu vorbesc cu ei pe TikTok și pe Facebook. De ce? Ia cu Lumina, uite acolo, vecine. Vrem aici la noi. Vecine acolo aproape. Dar tu stai puțin, acum scuze-mă. Ai o singură fată, da? Da. De ce vrei să o dai atât de departe? Nu-i departe 150 de kilometri. A, nu-i departe. Păi stai puțin. Cum doamna Câmpeana nu se simte bine, uite, Lumina dă fugă. Hai mă, lasă-mă că nu e așa. Bă, vezi, asta e nebunia la țigani. Stai puțin, aproape. Ba, și dacă a fost... A, mai fost stai aproape, mai vecin cu frate meu, gard în gard. Dacă tu pleci. Și eu. Ce? Porumbul iau înapoi. Adică păi nu pleacă acum, lasă-l mănânc. Nu vreau, eu nu vreau. Nu acela. Lasă că îi spun eu să... N-am la cine, unde să dau un Strehaia. Cum o să-și călcheam pe băiatul ăla? Ștefi Bost pe fel. Ștefi Bost, te rog frumos să nu vii la noi în Strehaia, că nu... Ba da, nu vorbi așa. Că omul mă urmărește și nu... Chiar au văzut și aseară vlogul. Ba da, maică ta e, mă ceartă ea pe mine. Ba nu da. E, uite de azi dimineață nici nu mânc așa dacă de mine. Și tu vrei? Vrea dar și ea. Te văd într-o dungă așa. E, nu, ba da, lasă că mi-ai zis. Mai vrea. Trebuie să gândesc bine. Da. Vrea, trebuie să-l vadă, să meargă, să-l vadă, să-l păi cunoască. Păi până în august abțim, la sfârșit de luna abțim să da, vorbească, să vadă ce cum merge treaba. Dar de ce l-ai blocat? Poți să vorbești cu el, acceptă-i înapoi cererea. Da. Ah, l-a și blocat pe telefon. L-a blocat că ea, nu el din greșeală, el nici nu știa cum o cheamă și i-a zis și el Lizuca. Cum îi spuneau ăștia toți Lizuca, el a auzit și el că așa o cheamă. A, zis. Da, și i-a zis și el, ce faci Lizuca? Și tu l-ai blocat. Păi da, ea, când a auzit l-a blocat. Păi omul e de vină, a auzit și el Lizuca. El, ce să zic, un nume frumos, Lizuca. Deci a greșit de prima dată, ce să zic? A greșit. Lizuca, ce nu e un nume frumos? Ba auzi? Da! Cum sunt? Păi, cum? Nu știu, eu nu mă bat ce face Lumina, dar eu zic nu. Dacă vrei, uite, sunt doi băieți acolo, o punem și pe mara voastră, vecine acolo. Mai e un băiat. De unde știi? Păi știu eu, că eu vorbesc tot timpul cu ăștia, fac afaceri cu ei. Eu știu. Cum? Și oameni bogați acolo. Ce numai la Strehaia? Și contează bogăția mea? Și bogăția și ok oamenii. Uite,
să fie bogăție și înțelegere canci, a? Ba da, e și înțelegere. Păi ce nu știi pe asta? Lasă, mai bine când suntem așa. Păi și unde s-a murit atunci? Pe cine să ia? Lasă, că o să-i vină ei în băia calul meu după ea. Când? E frumoasă, e disceartă. Lasă, păi când că a mai venit un prieten de-al nostru care ne-a urmărit? A venit din Anglia după ea și n-a vrut. Parcă l-am găsit și la masă, nu? Nu, a venit cineva, un băiat din Anglia, ce nu i-a adus? Un portbagaj de flori, toate florile, uite, care sunt, uite, vezi? Multe. Ăla, vezi, i-a adus flori, i-a adus cadouri, cercei, ce nu i-a adus? Un băiat ca lumea și muncitor și are bani. Ei? Și uite, nu vrea. Alex! Frate, venit, lasă că... A venit atâta drum, vezi? Frate, eu știu că ai venit, ai bătut drumul din Anglia până aici, dar după aia, frate, așa cum ai zis mie, flori, te-ai întors cu muzicuța ta, așa cum am zis eu, de la București, frate. Păi așa merg eu când sunt singur în mașină, cu muzicuța mea, așa merge și el. Mai căutăm, domnul. Am mai vorbit cu el, cu Alex. Mai ascultă tu la mine ce zic ce? Eu. Lasă să mai vedem, cum mai sunt băieți. Și de la noi, de Strihar. Nu mai sunt. Bă, da. Las că știu eu pe ăștia care mai sunt din Straia. Toți sunt niște țărani. Țărani. Bă, mai bine țărani decât... Păi de ce țăran? Uite așa. De ce țăran? Să-i dau tirbușonul de vin să nu știe eu să deschidă o sticlă de vin? Da, și tu să vin. Păi dau un exemplu. La băutură, zis. Păi bine că... Păi dar nu vreau să spun altceva. Am dat un exemplu. Nu asta contează. Am dat un exemplu, dacă înțelege. Dacă nu, na. Nu știu, eu zic să nu. Departe nu. Eu vreau un băiat care le să... Le mai am eu pe surorile mele departe. Nu, și pana. Nu pe bune. Și la tata e... Om cu bani nu știu puțin. Aia, da. Pana, aia deci un om care știe și să descurcă în viață, eu vreau ca viitorul ei să ajungă departe. Departe, să știu că o duce bine, să știu că trăiește bine. Păi ce să mai trăiesc eu cu gândul, a, fata mea n-are pâine, n-are nu știu ce, n-are cutare. Ce explică-ne bine, departe păi, din oraș sau departe? Păi nu e departe 150 de kilometri, acum e numai autostradă. Și departe din oraș și departe, departe. Ce departe, 150 de kilometri, numai autostradă? Și cum îi zice la... Păi într-o oră. Mă las la tine. La Slatina Lumina, are 5 km din oraș. Acolo stă unde are depozit de materiale, de construcții, ce nu are? Nu știu, poate că dacă-l văd și eu. Are geleu, ultimul tip. Da. Păi cum? Da, nu are poză să-mi arăt și mie, e frumos că e așa. Ba da, ți-arăt eu. Uite la filmul. Nu știu, nu. A făcut vlog cu el. De unde să zice mamă? E prietenul meu. Nu că ai vorbit cu el. E frumos ca lumina se potrivește cu el. Cum să nu? E gras, e slab. E, lasă că e... Cum nu știi? Lasă că ți-arăt eu. Omul e ok. E gras. E simpatic. Dar e gras, nu. Eu zic nu. Nu e. A fost. Dacă a făcut operație. Uite cum fac eu lucru în peană, vezi? Și-ați vorbit, adică îți place el. Eu opresc vlogul că e prea mare de 30 de minute, prieteni. Prieteni, am și glumit, am și alea, dar chiar pe bune eu... Trebuie să mă rităm. Eu vreau, gata, am luat decizia și lumina și toți am luat decizia luminei. Să nu credeți că este glumă, dar o să vedeți. Maxim într-o lună, două, lumina va pleca la Slatina. Ca să știți, prieteni, într-o lună, două, lumina va pleca. Gata, prieteni, uitați-mă și pe mine. Vă doresc o zi frumoasă și minunată și ne auzim, prieteni. Câte vine, domnule? S-au mulțit, 80 am acum.